De o lună, Brașovul s-a alăturat campaniei Să ajutăm împreună. Astfel au fost amplasate 46 de containere în care brașovenii pot dona produse textile pentru copii și bătrâni. Acțiunea are ca scop întărirea spiritului civic în comunitate și de a pune bazele unui comportament care în țările occidentale precum Germania, Austria, Italia, Elveția, Cehia este deja o tradiție, fiind aplicat cu succes și în America de Nord sau Australia. E o acțiune extraordinar de importantă. Prin faptul că contribuind la ceea ce avem noi, haine, treburi, mă rog, se poate și duce și la orfelinat sau la, zic și eu, la oameni bătrâni. E o idee foarte bună, pentru că dacă se aruncă la gunoi, acolo nu le ia nimeni. Am văzut multe lucruri deteriorate, târâte prin gunoi și totuși sunt unele lucruri în casă care sunt mai bune, dar nu le mai purtăm. E foarte binevenită, numai să fie sigură, să nu le atace. Da? Să nu le atace alții. Da, chiar le avem strânse și chiar ne gândeam ce să mai facem cu ele. Campania este inițiată de Asociația Caritas România în parteneriat cu autoritățile locale. În acest sens, la Brașov s-a semnat un acord pentru 3 ani. Coordonatorii proiectului, la nivel național, s-au arătat mulțumiți de reacția promptă a brașovenilor, precum și de faptul că toți cei care au donat nu au pus gunoaie, ci doar haine și alte obiecte textile în spațiile special amenajate. Brașovenii cu inimă generoasă, care vor să doneze haine și jucării, trebuie să știe că pot face acest lucru în containere de acest fel, amplasate atât în stațiile RAT, cât și în cartiere.